Salutare, internet! Tocmai s-a terminat F1 la Zandvoort în Olanda și a fost încă o cursă excelent executată de Ferrari. pe beton. Văd că fiecare cursă, fiecare discuție o începem cu ceva negativ de la Ferrari. Hai să-i lăsăm mai încolo. Lasă-i las că și așa sunt săracii fai de ei. Hai să începem cu circuitul ăsta simpatic, care mie mi se pare extraordinar un pic aparte față de majoritatea circuitelor, e foarte scurt și culmea este și ondulat cu variații de, de înălțime în cea mai plată țară în care vorba aia, munții sunt niște clădiri de fapt. <laughs> Corect, aproape că mă simt ca la Academia Titi Aur, sincer, pe circuitul ăsta de la Zandvoort. <laughs> Are și uh, 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 virajele înclinate, și variații de nivel. Mi se pare foarte simpatic. Se spunea că se depășește puțin, dar uite că am avut o cursă foarte interesantă, din mai multe perspective, foarte interesantă, și cu bune și cu rele. Oricum, mie mi se pare că pe pista asta de la Zandvoort din 2022, most valuable player a fost uh, Hannah Schmidt, nu? Chief Strategist Red Bull. De la Red Bull, da, bine, a e clar că au avut o strategie foarte bună, s-au adaptat perfect, dar eu zic că au avut și noroc cu safety car când, atunci când au apărut. Mă rog, dacă îl ascultăm pe, pe Toto Wolf, ar fi putut ca primul safety car să fie un Jolly Joker făcut din, din Tsunoda. A făcut un pic de aluzie e, da, totul da, da, da. La... Bine, e adevărul că și noi ne-am gândit ne la cursă. Ia uite-mă, tocmai s-a stricat uh, mașina. <laughs> Ia uite-mă, s-a stricat mașina lui Tsunoda, frate, incredibil. Da. Și ajută pe ăștia de la Red Bull. Mamă, ce surpriză! Adevărul că dacă n-ar fi teoriile astea ale conspirației, ar fi lumea un pic mai tristă. L Am avea de ce să burfim, știi? <laughs> Adevărat, da. Și s-a agățat și totul de asta în interviu. Nu mă așteptam, sincer, dar om a făcut-o. Da, oricum, apropo de tot, ai văzut că tot weekendul ăsta și de ceva vreme încoace Devris, e lângă el tot timpul, perie acolo. Șeful, ce decizie minunată ai luat! <laughs> da, nu, nu ești tu de vină. <laughs> nu, astea sunt uh, supoziții de ale noastre, <laughs> glumițe, glumițe. Este glumițe, încă o teorie conspirație da, da. este încă o teorie a conspirației de la Babele, de la Formula da. 1, de la București. Devris, uh, el merge foarte prost în momentul ăsta în uh, Formula E. Adică e la vreo 100 de puncte, nu știu exact, dar oricum foarte mare distanță de colegului de echipă ah, okay. care e pe primul loc. Deci e un fel de Hamilton față de rasă. E nu chiar. <laughs> e nici chiar așa, da. Nici chiar așa, nici chiar așa, dar oricum e departe. El ar fi trebuit să-și apere titlul din formula I de anul trecut. Așa. Dar nu și-l apără. Ah, e okay. foarte departe de a-și-l apăra. Adică e clar că nu are cum să câștige titlul anul ăsta dar în schimb are șanse pentru că e mai tânăr decât Vandorne care e colegul lui din Formula 1, are șanse să care a și fost Vandorne a și fost în Formula 1 2 uh, ani. Okay. Uh, Van Vandorne e pilot de teste acum la Mercedes okay. și de Vries e pilot de rezervă și pentru Mercedes și pentru McLaren. Ah, okay. Și n-a fost în Formula 1, e campion Formula 2, campion Formula E și are șanse să intre în Formula 1 la anul, se spune targetul principal fiind, cel puțin ce știm deocamdată, locul lui Latifi de la Williams. Ah, ok, deci nu se gândește rău. Păi nu se gândește rău de sta aproape de Toto ca să nu cumva că puncte n-a făcut prea multe în Formula I și totuși să nu uite de el, stă lângă el, știi? Adică când se întoarce, pac, de vris. Da, îl vedem în toate cadrele. Îl vedem și în cadrele de la iPhone TV și îl mai vedem și în cadrele în care apare lângă Toto în timpul cursei. Păi despre alea vorbeam. Da, ai văzut că pare că are un scaunel mai mic? Da, fui. <laughs> deci, ele mai, oricum ele mai mic de înălțime Dar în cadrele alea din timpul cursei Zici că stă așa Păi, un... nu, totul <laughs> <e mărit> celor, <laughs> da, cum Tot o e oricum și, și șeful cum. Da, corect, Șeful, mai, cum să stai mai sus decât șeful Adică <laughs> corect, nu, corect. Arit... da, 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 așa da, să vedem. La Tifi oricum nu cred să mai rămână. Adică merge și prost și nu avem alte motive. Nu, nu avem alte motive, dar n-aș vrea să trecem peste totul. Aș vrea să-ți mai spun eu ce a zis totul în, în, interviu de după cursă despre riscul pe care l-au luat de a-l păstra pe Hamilton, pe medii, în momentul în care am avut safety car spre finalul cursei. Deci, practic, aveau opțiunea de a-i păstra pe amândoi și pe Hamilton și pe Russell pe medii, avea opțiunea de a le schimba amândurora anvelopele uh, din medii în softuri sau să schimbe doar unul dintre ei. E, și um, ce s-a întâmplat este că uh, au ales să-l păstreze pe Hamilton și să păstreze track position, uh, să încerce să păstreze track position până la final cu mediile alea. Au avut așa încredere în el și uh, din cealaltă perspectivă a lui Russell l-au băgat la boxe să-i schimbe softurile, din ce ne-am dat noi seama așa din transmisie, din cauza că, de fapt, Rasa l-a urlat în ultimul viraj, vreau softuri, vreau softuri, vreau softuri și până la urmă i-au zis box, box și l-au pus pe, pe softuri. Da, totul a dat-o că oricând ar risca să, pentru o victorie decât să asigure locul 2 și 3. Dacă schimbau, aveau asigurate locul 2 și 3, nu clar. Exact. Dar e, Aici, mie tot, mi se pare aș inclina mai mult spre o eroare decât spre o decizie uh, asumată, asumată pentru că nu mi se pare că 10-12 ture, nu mai știu exact în ce tur da. a fost, dar oricum erau pe acolo 10-12, uh, n-avea cum Hamilton să rămână în fața lui Verstappen cu softuri era, cum să zic, șanse zero adică asta cu să riscăm pentru victorie, eu cred că a fost mai mult o eroare în momentul ăla că nu l-au băgat că dacă îl băgau pe Hamilton, poate avea o șansă mai bună de la luptă la final că Hamilton avea uh, un ritm de cursă un pic mai bun decât Russell adevărat, și Hamilton a trecut și nu l-au băgat și nu ar fi băgat nici pe Russell care a strigat singur, exact cum zici tu în ultimul viraj că vrea softuri și în ultima, cum să zic, când era deja pe linia boxelor intrat Russell cu mașina a primit o okay ul de la boxe, box, box. Deci, na, o prezență de spirit pentru Russell. Russell, într-adevăr, nici nu avea nimic de riscat. Nu avea nimic de pierdut. El, oricum, nu miza pentru la victorie. victorie. Uh, și uite, așa, a ajuns pe locul 2, care, practic, e a doua oară când ajunge pe locul 2, cea mai bună performanță a lui. Deci, pentru el, e o mare realizare. Asta e o victorie pentru el. absolut Locul minunat. 2 de astăzi pentru Russell e o victorie. Oricum, a închis uh, tot o interviu și a zis uh, The win today was the performance. Deci, practic, ne bucurăm că suntem aici. Corect. Asta a zis și Hamilton și asta a zis și Russell că se vede că au luptat altfel cu uh, Red Bull și cu Ferrari. Practic, nu. Au luptat cu Red Bull. I-au lăsat în urmă pe aia de la Ferrari. Da. Cam așa a fost azi. Da, se referă la performanța de pe întreg weekend când uh, totuși Ferrari a mers uh, mai bine. În fine, ai că am ajuns la Ferrari. Uh... Stai, stai puțin, n-am terminat cu Mercedes-Benz pentru că am avut uh, un radio message de la Hamilton, foarte nervos, săracul, trecut printr-un uh, roller coaster of emotions, după cum a mărturisit. Uh, când și-a dat seama că la revedere, oricum, după ce s-a făcut restart, l-a depășit Verstappen pe prima linie dreaptă, uh, și-a dat seama că e nasoală, când l-a mai depășit și Russell. Uh, le-a zis și l-a mai depășit și Leclerc, adică a fost finalul lui, el targeta victoria și a căzut de pe podium, uh, le-a zis pe radio că basically, guys, you fucked me today sau ceva de genul ăsta. Uh, nu am mesajul uh, literally aici, dar uh, desigur că după cursă și-a cerut scuze și uh, a, a felicitat mecanicii pentru cele mai bune pit stop-uri pe care le-au făcut până acum. N-a zis nimic despre strategiști. Păi nu, a, a fost frumos pentru că exact după ce a zis totul că vor discuta internally in după office. cursă, da, in the office exact. adică, băi, mai, 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 mai ușor cu înjurăturile da. uh, El totuși a ținut să felicite strict mecanicii nu echipa, mecanicii. Ha, mă, Vulpe și Hamilton. Și recunoaște că ne-ar fi plăcut azi să câștige Hamilton ca să se mai dinamizeze puțin campionatul. Da, mi-ar fi plăcut, sincer, asta să câștige oricine. Nu neapărat în pofida lui first pentru că el oricum o să câștige campionatul. Adică n-am nicio... Doar așa, pentru dinamizarea situației. Să mai ridem și noi... Să mai râdă și alții, ca să, să mai zic râdă așa. Un pic, să da. mai râdă fiecare, na, na, da. să se mai bucure lumea. Și n-am terminat aici cu Radio Messages. Uh, mi se pare delicios că este a doua cursă consecutivă în care avem două mesaje din The Heat of the Battle, uh, cursa trecută de la Alonso când l-a făcut pe Hamilton idiot și după aia și-a cerut scuze uh, și s-au văzut după aia și uh, s-au îmbrățișat, uh, a primit o șapcă cadou de la Hamilton pe care scria Alonso, uh, iar acum îl avem și pe Hamilton care își cere scuze pentru radio messages după. Alonso uh, chiar uh, a zis într-un interviu că, bă, eu cred că mesajele astea dintre pilot și echipă ar trebui să fie uh, interne, n-ar trebui să fie broadcasted ca să putem și noi să ne înjurăm ca oamenii între noi să nu, nu se audă tot mapamontul și după aia să dăm explicații de ce am făcut-o, știi? Da, dar plecând de la premiza că toți înțelegem că atunci când suntem în cinci le mai scăpăm, nu trebuie luate. Trebuie luate exact ca ce sunt. Niște reacții temporare. Nu neapărat judecate, analizate, decise. Da, da, hai să vedem. Ce... Niște Practic, reacții. mesajele astea ne ajută enorm să vedem fața umană a piloților, pentru că, în rest, ei toți sunt uh, uh, antrenați de PR să vorbească răspunsurile potrivite. Uneori, când îi auzi după interviuri, sincer, te simți ca în jocurile pe computer, Uh, a jocurile de Playstation când uh, ai și tu de dat interviuri acolo și ai preselectate răspunsurile. Da, I'm grateful to the team, great strategy, excelent, felicitări lui Max că a câștigat, uh, toată lumea fericită, numai limbi peste tot, știi? Or, Cam asta oricum e. Oricum ne apropiem de momentul în care ai eu o să dea toate răspunsurile. răspunsurile. Hey, de -a -a. Și atunci, draga Alonso, te rog eu frumos, mai lasă-ne puțin cu mesajele astea broadcasted ca să mai auzim și noi, de fapt, niște viață reală uh, de la piloți către public. Dacă zim. eram aici la vârf până să trecem la Ferrari, hai să rămânem puțin la Perez. Așa, zim de Perez. Care e un pic mai... Deși a, cursa trecută a venit pe locul 2, dar a venit pe locul 2 cu o diferență majoră la mașină față de restul lumii. Adevărat. Uh, în se... plus, adică. Da, în plus. Uh, mi se pare că stângăcește un piculeț Scârție așa. puțin și mă gândesc că avem de-a face cu acest Helmut Marco care este foarte brusc în toate deciziile și până la urmă dacă o mai stângăcește două, trei curse nu se exclude o mișcare radicală că așa cum a venit în urma unui singur telefon la sfârșitul campionatului așa poate să și plece în urma unui telefon la sfârșitul campionatului să se ducă la echipa mai mică da. Ai văzut că astăzi totuși l-a ținut în spate pe Hamilton la depășire. Da, este o mișcare la care ne așteptam unul și oricum nu l-a întârziat decât un tur. Deci nu a făcut mare șmecherie. L-a ajutat pe Verstappen vreo 3 secunde cât l-a întârziat pe Hamilton, că cam aia a fost distanța pe care a pierdut-o Hamilton la depășirea lui Perez față de Max. Dar... Asta uh, nu este suficient. Uh, cum să spun? Faptul de a fi un atât de bun luptător... Uh, stopper. stopper. Faptul de a fi un atât de bun stopper nu compensează cu a fi cu jumătate de secundă pe tur uh, mai lent decât pilotul care uh, merge cu aceeași mașină ca tine. Și să fii consistent cu mai mult de jumătate de secundă pe tur în urmă sau chiar mai bine uneori, da. aproape de o secundă. Deci la diferențele astea mă refer. Aici stângăcește în sensul că nu reușește să vină mai aproape, deși are aceeași mașină. e clar că Verstappen e mai bine adaptat la mașină, acum nu știu. Da. De că, totuși și de la ideea că Verstappen e un pilot mai bun, cel puțin Așa vorbește... Așa vorbește lumea. Dar știi, Așa de, vorbește știi lumea. cât de mult eram eu apropiat de Perez? Cumva nu-mi dau seama de ce încerc cepe să-mi zboare sentimentul ăsta. Da, dar vezi că uite... Uh... Nu că n-aș fi constant, sunt foarte loial, îmi place foarte mult de la. cred că ești din cauza că am văzut uh, reel la pe Instagram cu el, care purta un pardesiu, Alfa Tauri, ceva, deci nu mai vreau să mai văd. Să nu cumva să treacă la Alfa Tauri cu totul, da. Da, e posibil. Oricum este foarte, foarte greu. Dar și dacă te uiți în, în istorie, în spate, cu piloții care au s-au dovedit până la urmă a fi absolut remarcabili, da. uh, Schumacher, mă rog, Senna sau și alții. Senna a avut și un super partener, cum a fost, să zicem, uh, prost. Dar, uh, cum mare și Verstappen acum... Uh, pare să că se dovedește că orice pilot ar veni lângă un astfel de talent remarcabil, excepțional, este foarte greu să, să, faci față. Diferența este că dacă la alte echipe erau alți manageri, aici la Red Bull avem pe Helmut Marco ca advisor principal și pe Horner acolo, amândoi sunt un pic bruști, părerea mea, și de asta zic că s-ar putea ca Perez să nu mai fie așa de iubit, ușor ușor dacă o ține tot așa, mai ales că sunt, uh, sunt piloți pe margine care ar putea intra. Aproape că ți se pare că uh, Ceco începe să devină un botas. Constant jumătate de secundă mai jos decât pilotul numărul 1. Da. Chiar dacă este foarte bun talent. Nu? Da, și asta trebuie să fie pe undeva și un ghinion, știi, să nimerești în aceeași da. generație cu piloți foarte bun și să-l ai pe cel mai bun la tine în echipă, știi. Plus că, uite, dacă se uită Red Bull la Mercedes și uh, vede ce schimbare s-a întâmplat în echipă după ce a plecat bota și a venit Russell, s-ar putea să-i bate și pe ei gândul să aducă pe cineva mai tânăr. Apropo de mai tânăr, s-a confirmat Piastri la McLaren... Uh, Uh, Ricciardo, să fim serioși, merge așa de prost încât uh, dacă McLaren ar fi avut o a doua echipă, ar fi zburat acum, la jumatea... Eu sunt sigur că ar fi plecat acum la jumătatea sezonului. La cealaltă echipă? Da, dacă, ar, dacă McLaren ar fi avut unde să facă un switch uh, forțat, cum poate să facă Red Bull, că are contract cu toată lumea. Da. Toți piloții sunt contractați de, de, de Red, Red Bull. Bull, să zic. Și atunci da. e ușor să-i mute cum, cum vrea. Dacă McLaren avea o astfel de echipă, eu cred că Ricciardo pleca de acum, nu mai, nu mai dura până la sfârșitul anului. Ce să zic, nici nu l-am văzut în locul 17, deci a terminat practic doar în fața lui Latifi. Nu, Ricci, săracul, este o da. altă planetă și într-una foarte îndepărtată față de aia pe care se da. joacă Formula 1 în 2020. Trebuie să se regăsească dacă vrea să mai, să mai facă ceva, are potențial, a mai vorbit, toată lumea vorbește, toată lumea îl iubește, toți piloții sunt prieteni lui, n-ai cum să nu îți placă de el pentru că e simpatic și vesel și ride cu toată gura și... Na. Da. Uh, și conducea și foarte bine, a avut și rezultate foarte bune uh, și uh, când era cu fetel în echipă era cel puțin la fel de bun uh, și când era cu Verstappen era cel puțin la fel de bun uh, deci uh, uh, e clar că avea toată lumea motive să mizeze pe el și uite că totuși uh, nu-i merge bine și să vedem pe unde ajunge, dacă ajunge pe undeva Mă tem că Ricii va muri speranță Ah. Mă, totuși, niște victorii în Formula 1, dacă te uiți pe lista piloților care au avut victorii în Formula 1, nu e chiar de așa de mare. Vorbesc așa de speranța de a deveni campion. Da, 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 Oare da, da. fiecare pilot care concurează în Formula 1 in the back of the mind oricum. Da, să mi aci aminte data viitoare la următorul vodcast. <laughs> Podcast, ha. vodcast, da. asta, lucrurile astea pe care le facem noi aici. Așa, okay. să aduc posterul cu 70 de ani de Formula 1, unde sunt toți campionii. campionii. Și lista e destul de scurtă, că sunt mulți care se repetă. <laughs> Adevărat, da. Uh, bine, hai totuși să nu ne îndepărtăm atât de tare de cursa de astăzi și să vorbim despre Ferrari. Și o să începem cu Carlos Sainz, care Carlos Sainz în primul tur s-a atins parcă un pic cu Hamilton uh, am îmbrățișat cumva roata lui Hamilton nu știu dacă a strâns prea mult sau s-a uh, a, -a dus sau Hamilton. a Hamilton da, da, a subvirat Hamilton un pic, s-a dus spre exterior dar oricum uh, Binotto a zis că e posibil să se fi atins acolo și să fi pierdut un pic să-i fi afectat mașina mă rog, ăsta e Binotto, acum n ai să uh, uh, comentez foarte tare uh, după care uh, a intrat și a făcut un pit stop uh, Monumental de prost, în care cineva nu a pregătit a patra roată, practic, a așteptat după a patra roată. Este absolut. Deci, eu n-am mai văzut. N-am mai văzut foarte recent așa ceva. Um se mai întâmplă uneori să nu cupleze pi piulița sau, b -b -mă, mă rog, și accidente de genul ăsta. Dar am văzut la Mercedes acum un timp când Russell era să câștige o cursă. A, ok. Cursa aia când l-a înlocuit pe, pe Hamilton. Pe Hamilton, da. Când i-au pus cu totul alte cauciucuri. Dar acum am văzut trei. Trebuia să zic că băieți, patru vreau. Am nevoie <laughs> de patru, da. -a Scutariu a zis una foarte bună, a zis până și aia de la vulcanizare din Berceni, au toate cauciucurile lângă mașină înainte să a apuce să le schimbe. <laughs> Și-a dat-o foarte bine, da, da, da bun. pe cursă. Uh, bun, după care uh, a avut uh, micul uh, incident cu uh, Perez, când de fapt uh, unul dintre mecanici uh, a lăsat un pistol un pic mai ieșit decât trebuia și Perez, când a ieșit de la pit stop. încălecat lui a uh, pistolul. Da, aici a, a Perez a avut un pic noroc pentru că pistolul ăla e destul de colțuros. Ar fi putut chiar să-i să-i facă pană, să o pană, era foarte ușor de făcut. Să-i distrugă arică. mașina pe de sus sau cine Da, să-i să să rupă ceva. A avut noroc oricum. Asta vine și din pistolul, era mai într-o parte, nu era extraordinar de alandalat, dar era da. mai mai lăsat într-o parte din momentul ăla de disperare că Cred că nu s-au simțit bine că n-au avut un cauciuc acolo. Așa, da. Dar și din cauza că um, linia boxelor la Zandvoort este foarte scurtă și boxele sunt foarte aproape. Efectiv, e lățimea mare lor este mai mică decât în alte părți și piloții când ies trebuie să iasă foarte mai încet și foarte strâns. Și trec foarte aproape și, și din cauza asta ar fi putut să fie. Da. Plus, să nu uităm de acel mic unsafe release, care nici măcar nu știu dacă a fost unsafe release, dar ideea e că practic mașina din spate i-a atins lui roata spate stânga. Când a ieșit Sainz, el a zis, domnule, eu am ieșit, mi-au mi dat all clear, eu am ieșit, dar a trebuit să ies mai încet pentru că altfel aș fi lovit un mecanic de la McLaren și atunci n-am accelerat foarte tare, a trebuit să frânez, am ieșit în timp ăsta a o mașină din spate, mi-a atins roata, a fost o... Alonso, cred că era, da. Exact, a ieșit o întreagă discuție pe tema asta. Era un alpin, da. Da, a mai fost... A avut și a, depășirea aia pe steag galben sau în jurul steagului galben. În fine, oricum n-a fost... A... N-a fost cursa lui. N-a fost cursa lui, clar. Și apropo de depășirea asta pe linia dreaptă, facem o paranteză Așa. de ai aminti mai devreme că Verstappen l-a depășit la final după ultimul safety car pe Hamilton pe linia dreaptă. L-a depășit practic până la jumătatea liniei drepte, până la linia de, de start. Practic, la, când au trecut linia de start, Verstappen era în spatele lui Hamilton doar cu lungimea aripii față. Ceea ce poate să fie o super potriveală, pentru că la viteza este foarte greu de controlat distanța asta. Dacă era mai în față decât Hamilton la linia startului, practic era un fault și ar fi primit o penalizare, pentru că nu are voie să depășească Până, înainte, mașina de, din față. Mașina din, în, înainte de linia startului. Nu are Ia. voie să intre cu nicio componentă a mașinii uh, până când se declanșează accelerarea finală și Ia. nu are voie să depășească mașina până la linia startului. I Au fost foarte aproape și chiar a fost, uh, poate, e un subiect de discuție care va continua puțin după cursă. Dacă în ce constă depășirea, că practic uh, nu era în fața lui Hamilton, dar era. Aproape o depășire, deja, până la linia aia. Deci, Hamilton oricum n-a avut nicio șansă cu anvelopele alea. Da, nu cred. Medii. Că e, nu, nu cred că e o discuție aici, okay. dar oricum super spectaculos restartul și foarte, foarte spectaculos cât de bine și a potrivit Verstappen depășirea să se întâmple, super spectaculos. Uh, fix în limitele regulamentului uh, în momentul în care a ajuns la linia de uh, start sosire. Ne întoarcem uh. la Ferrari și spunem că Hai să ne întoarcem la Ferrari. pentru Leclerc că, cred că a fost un plus finalul ăsta pe podium. Uh, sunt sigur că nu spera că va ajunge pe podium. Uh, se vedea probabil după Verstappen, uh, după mercedes și probabil și poate și după uh, Perez. Și a ajuns pe podium. Totuși, e un plus. Pentru el, El a început foarte bine campionatul cu uh, două victorii și încă un podium în primele curse, și după aia în primele trei, și după aia în următoarele 12. Ăsta este uh, abia al treilea podium. Wow. Deci, uh, nu a mai ajuns pe podium. A avut o victorie și a mai prins două podiumuri. Deci, și, pentru el, faptul că a prins un podium acum e. Eu... <laughs> E fericire. În lumina asta putem spune că e un plus, în sigur că nu e fericit, da. pentru că la începutul campionatului se vedea campion. Da. Măcar așa se vedea luptând pentru campionat. Vezi, mă, o, asta e problema cu the great expectations. Da, da, Îți distruge uh, energia din timpul anului, știi? E mult mai ușor să fii uh, hunter decât să fii uh, the hunted și după aia the demoted practic că erai da, cu speranțele da. foarte sus și ai ajuns să nu mai speri că mai prinzi podiumuri, cam așa a fost. A fost și o întrebare foarte bună la Binotto după cursă. A fost întrebat dacă practic cursa asta de la Zandvoort a fost o victorie pierdută sau un podium câștigat. Și ce crezi? Binotto a răspuns că um, we are simply not fast enough in the race. Deci uh, el nu crede că Ferrari... Uh, el a zis, uh, la fel ca la Budapesta, la fel ca și în cursele anterioare, uh, mie nu mi se pare că avem probleme, mi se pare că pur și simplu problema mare pe care o avem este că we are simply not that fast in the race. E, eu aș vrea să-l contrazic și să-i spun că nici Mercedes-Benz nu este atât de fast in the race cum este Red Bull și totuși este în fața lui Ferrari. Cam aici este problema pe care cred eu că o are Ferrari, că are o mașină foarte, foarte bună, competitivă, dar pierde curse pe mâna lor din cauza de strategie și din cauza de mici erori care se tot întâmplă. Da, au și returile nodate. De la un picior la altul mă refer, nu pe fiecare picior. Conform regulii, da. Da. Noris. Noris, hai că Noris a ieșit onorabil. Noris onorabil, da. Noris oricum el a pornit de pe șapte și spera, el așa a zis, că eu sper la o cursă singuratică, da, el a avut și quali prediction. a fost întrebat pe ce loc crede că va termina calificările și A zis terminat pe 7 calificările și iată Cursa. că și în cursă... Tot pe 7. Deci, da. De, partea proastă e că în fața lui a fost Alonso și asta contează acolo unde... Îi doare cel, unde mai, tare îi doare pe, cel mai tare pe, pe la, clară, în la puncte. Da, la punctele pe echipe. Și unde... la punctele pe care nu le câștigă deloc cu Ricci. La portofel. O să doară la portofel. Foarte tare la sfârșitul anului când se numără, când se împarte grămăjoara. Când se împarte felia, da. Suntem aici la McLaren, am zis de Ricci că ce să mai zicem, nu mai avem nimic de zis. O să-l avem la anul confirmat 100% pe Piastri. În sfârșit, hai să vorbim despre Piastri, te rog, că la discuția trecută cumva eram așa un pic a spre Otmar și ziceam, uite-mă că ăștia s-au comportat frumos cu el și, practic, Piastri, hai să vezi că uh, le-a tras-o. Dar, de fapt, înțeleg că... Practic, la Alpin, cred că este, de fapt, o problemă în negociere, pentru că, în momentul în care tragi linia, ce s-a întâmplat este că Alpin, odată că și-au pierdut uh, pilotul star pe Alonso, din cauza că nu au fost suficient de categorici cu el în negociere, e adevărat că Otmar a zis, domnule, noi am pus pe masă doar uh, lucrurile cu care eram am fi fost noi mulțumiți cu Alonso și el era free agent și, domnule, a, -a s-a plecat și asta e, s-a întâmplat. Dar, în același timp. L-au pierdut și pe Piastri, care era uh, backup-ul lor în cazul în care ar fi plecat Alonso. Și atunci au rămas descoperiți cu o mașină competitivă cei drept uh, și cu un loc care în mod clar e râvnit de foarte mulți piloți, dar totuși fără, uh, și fără Alonso și fără Piastri, cumva la ei pare că este o debandadă în negociere, nu-i așa? rezultă că cineva de acolo de la Alpin Renault nu a bătut în cuie contractul cum trebuie, pentru că cred că s-a mizat prea mult pe loialitate de la sine. Pentru că, să fim serioși, Alpin a fost ok cu piastrii, adică, absolut, l-au ajutat cu bani, l-au ajutat în competițiile inferioare, l-au adus în Formula 1 luptau ca să-l bage la Williams pe o poziție la Williams de pilot în cazul în care rămânea Alonso în echipă au fost de acord să-l împrumute uh, către McLaren uh, deci mie mi se pare că ei au fost ok uh, și că totuși Piastri a profitat de, o, de un vid contractual și de o conjunctură și de o conjunctură cumva poate nu era complet mulțumit de ce îi se oferă, dar aici e un pic o discuție, că totuși mi se pare că i s-au oferit destule. Button zicea că orice, oricât de oportunist ai fi, parcă e un pic cam de vreme să-ți faci dușmani în Formula 1. Adică nici măcar el practic nu s-a urcat în nicio mașină de nici măcar într-un din anul ăsta de nici măcar în, în, într-un practice oficial. Cumva, adică e înainte să intri deja este în niște vârtejuri și cum ziceam și de la trecută s-a remarcat chestia asta, nu știu dacă o să afecteze mai târziu în carieră. Cert e că totuși un loc la McLaren, McLaren fiind a doua echipă ca palmares din istoria formulei 1, e tentant, în ciuda faptului că Alpine merge un pic mai bine ca McLaren acum, în momentul ăsta dar este foarte tentant și mai ales că uh, uitându-te la relația dintre echipă și uh, Norris, uh, poți să speri că voi avea, avea aceeași relație și cu tine, tu fiind la rândul tău un pilot tânăr, vei speri la același lucru. Așa că înțeleg, înțeleg mișcarea, înțeleg uh, uh, poziția lui. Să vedem acum dacă va dacă va da rezultate, pentru că toată, toată, discuția asta, toată bârfa asta din jur, toată, uh, tot conflictul ăsta, că până la urmă a fost un conflict, nu? Uh, pune presiune și pe el, ca pilot, pe piastri. Da, pe genul, acum, s-a făcut atacat după Acum tine, trebuie, trebuie, să, să livrezi. Da. Adevărat. Ok, să vedem. Da, Piastri a zis că, domnule, pe mine m-au cadus cu zahărelul oamenii de la Alpin. Mi-au zis că stai să vezi dacă îl semnăm pe Alonso, tu mai stai un an, doi pe bară la noi de rezervă și atunci s-ar fi dus mult spre în viitor o posibilă intrare a lui și atunci în momentul în care a venit clară și i-a pus pe masă contractul și i-a zis vii la noi de anul viitor, omul nu a făcut altceva decât să semneze direct știind că nu avea efectiv contractul semnat pentru viitor. Deci da, din punctul ăsta de vedere, uitându-te înapoi și văzând ce s-a întâmplat cu Alpin, probabil că un pilot mai loial s-ar fi dus la Alpin și ar fi zis, bă, dacă nu mă semnați voi, mă duc la ăia știi, adică probabil puteai să faci așa. Având în vedere că te-au susținut până, exact. până ieri. Da, da, da. Mai ales că a rezultat că în urma analizei la comisia care s-a uitat pe CRB, contracte, da. da, a rezultat că, de fapt, Piastre a semnat cu McLaren imediat după Silverstone, 3-4 da, da, iulie. iulie. deci da, da. De vreme. Mult înainte să... Adică el știa de mult, de fapt, ce semnase și semnase cu McLaren, McLaren nefiind ne confirmându-i că Ricciardo va pleca. Deci el a semnat pentru pilot de rezervă la McLaren. Serios? Da, pentru că McLaren nu confirmase că Ricciardo va pleca. E, nu, poate ajung... nu confirmase public, dar poate confirmase lui. te ai gândit? <laughs> Ei zic că nu. Așa a ieșit acolo, că practic era exista posibilitatea să fie pilot sau să fie pilot de rezervă până când îi expire expiră contractul lui Ricciardo. Serios? Am deci, înțeles. aici, dacă vorbim de loialitate, îți dai seama un pic că totuși a semnat foarte devreme, a făcut switch. -ul. În fine, s-ar putea ca Alpin să vrea niște bănuți înapoi. Ce mai contează? Să înțeleg da, ei acolo. Da. În dacă e vorba doar de bani. Exact. mutăm niște milioane dintr-un cont în altul și aia e. <laughs> la valoarea lui McLaren și la valoarea lui Alpin, sincer, nu cred că e o importanță de mare acolo. Da. Deci avem Alonso în fața lui Norris, Ocon mult în fața lui Ricciardo. E. Alpin se detașează ușor-ușor cu fiecare cursă, mai pleacă puțin în față. Asta e bine pentru ei. Îl mai avem pe Stroll pe 10 în cursa asta. Un punct puncticel acolo e bun. Stroll a făcut niște calificări absolut impresionante. Bucuros că îi merge bine mașina. Probabil că încep să se vadă banii băgați în echipă fără limită, practic. Mă rog, fără limită. Probabil în cost cap, dar cu mult efort din toate părțile și cu investiții și cu oameni. Adică și cu investiții în manpower și cu investiții în echipament. Deci Stroll, probabil că dacă începe să aibă o mașină competitivă, s-ar putea să fie din ce în ce mai des în puncte, oricât de mult, nu-mi place mie de el. Aici, da. Asta o să vedem, bă. el nu pleacă. Hey, el nu pleacă nicăieri. E aici, mai, mai dansează, mai dansează. Mai, mai dansează vede. o da. decadă aici. Mai da, nu pleacă. Așa. Măcar cât. E, or... Încă o dată, revenind. Am zis eu că nu-mi place mie de el, dar doar așa, pentru că în momentul în care îi pune cineva o întrebare, durează foarte mult până iese un răspuns coerent de acolo. Uh, și de cele mai multe ori răspunsul ăla are trei cuvinte și atât. Uh, deci cam aici se învârte uh, apropierea mea față de strol, dar în rest, uh, na, probabil că nu e antipatie la fel. Trei de cuvinte, I got money. <laughs> I got money, da, ok. <laughs> Fetel, cred că merge uh, la fel de prost ca Ricci, sincer. Adică, cred că amândoi au în momentul ăsta același tip de motivare să termine curse în puncte, nu știu, așa mi se pare. Adică cumva Ricci cred că chiar are mai multe lucruri de dovedit până la sfârșit, deși săracul. nu prea o face decât are Vetel, care sincer cred că vine așa cu bicicleta la curse, să termine mai repede sezonul, nu știu, așa mi se pare. Da. Are, se întâmplă de să aibă duelul cu cu Schumacher. Prietenul lui Schumacher, în fine, da, s-a întâmplat acum, am văzut, am văzut o depășire, măcar o depășire frumoasă, cred că vreo două ori l-a depășit pe fetel. Serios? Da, da, a fost o, l-a depășit foarte frumos pe un viraj, în fine, a ajuns Schumacher în poziția să-l depășească pe fetel, pentru că Haas a făcut două opriri la boxe, una de 8 secunde și a, nu mai știu cât. Și, și una de 5 secunde. Și una de 5, la care vorba aia, mult mai bună decât aia de 8, adică... <laughs> Și uite așa, de unde erau, a plecat de pe din P8, da. ceea ce mare lucru pentru el și pentru Haas, na, a terminat pe 13, parcă da. Unde a terminat, da. acolo a terminat. Da, am ajuns la Gasly, care a terminat pe uh, poziția 11 și uh, mai important e că e o piesă importantă în domino ăsta din uh, lumea transferurilor din Formula 1 pentru că s-a recunoscut oficial că există o discuție între Alpin și Red Bull ca să ajungă Gasly la Alpin. Și Helmut Marco a că nu se opune unui transfer dacă se așează toate lucrurile așa cum trebuie. Acum așa cum trebuie, ăsta de văzut ce urmărește Helmut Marco de fapt. Pe marginea terenului se încălzește și Colton Herta din America, dar nu are uh, destule puncte Trebuie să ai uh, uh, acumulate un număr de puncte pe licență ca să poți ajungi și să pilotezi în Formula 1. El are 32, cred, și trebuie să aibă 40, și nu prea are cum să le facă uh, decât dacă îi se dă un fel de derogare, un fel, un fel de, de forță dispensă. majoră, o dispensă, uh, dar se pare că sunt uh, deja voci care au sărit. Uh, înaintea unei astfel de posibilități să anunțe că nu e ok să i se dea o dispensă pentru că trebuie respectat regulamentul indiferent despre cine este vorba și cine face lobby. Că s-ar putea să facă cineva lobby pentru el. Aici un pilot american este, se cam cere în Formula 1 pentru că o să avem la anul trei curse, cred, da. în America și o groază de public și nu mai vorbim de ce înseamnă o groază de bani și uh, indiferent de lobby-ul ăsta din perspectiva sponsorilor și interesului comercial, uh, probabil că face Red Bull uh, niște lobby, uh, Colton Herta este pilot Andretti Andretti face și el niște lobby în general și să intre în Formula 1 și s-ar putea să existe o discuție și vis-a-vis -vis de traseul pe care l-ar putea avea Colton Herta în Formula 1 încălzindu-se la alte echipă ca ulterior să ajungă la echipa actuală pe care o are în America la Andretti eventual o viitoare echipă de Formula 1. Deci e o, o, o chestie complexă în jurul lui Colton herta, dar au sărit imediat uh, din uh, niște manageri din Formula 1, chiar și uh, Domenicali. Domenicali, A zis că uh, părerea lui e că trebuie respectată regul regulamentul, regulamentul uh, corect. Uh, totuși Domenicali nu are nimic de spus aici. Adică e o decizie pe care ar putea să o ia fia independent de da, orice boss și Ce bossulică Stefano? din Formula 1. <laughs> Înțeleg. Da, păi și noi știm, practic, că interesele de marketing sunt cruciale în sportul ăsta, mai ales că Formula 1 începe să fie atât de mare în America, încât presiunea poate să fie la un moment dat de nesuportat pentru ăștia care tot zic, domnule, stai să vedem noi cum facem cu regulamentul. Pe de altă parte, Colton Hertha are o grămadă de competiții internaționale în care poate să adune punctele astea, care se acordă în anumite condiții, dacă parcurgi etapele respective, dacă ai niște rezultate. Deci ar putea să, foarte bine să ia în piept chestia asta pe bune. Pentru că dacă nu s-ar face așa, nu să ai și te gândești că e trist pentru alți piloți care vor să intre în Formula 1 cu rezultate, din Formula 2, din Formula 3, care au luptat pe bune să facă punctele astea. Adică mi se pare normal să respecte regulamentul, mie. Oricum, certi că dacă iese, ai și fetel, și dacă iese și Latifi, eu așa zic. Uh, practic, uh, trebuie să fie două nume noi în Formula 1 și unul avem, Piastri. Asta în condițiile în care nu mai iese cineva. Genul două care să se ducă să... să facă surfing un an de zile ca să-și revină. Exact, Ricci, Tsunoda, Aici ne întoarcem tot la Marco. Adică orice, tot ce ține de Red Bull și de Helmut Marco și de Horner. Eu tot spun mai mult Helmut Marco decât Horner pentru că Helmut Marco are vechime la Red Bull. Practic, echipa, prima echipă de curse Red Bull a fost creată în jurul echipei pe care o deținea Helmut Marco. Cred că Formula 3000. Nu mai țin minte exact oricum, certe că de mult, adică înainte să existe Red Bull cu tendințe de Formula 1, și Helmut Marco se ocupă exact de atunci, deci din sfârșitul anului anilor 80, cred, de echipa de juniori. Tot ce înseamnă echipa de juniori Red Bull. Deci el este consultant la Formula 1 la Red Bull, consultant uh, la Formula 1 uh, la Toro Rosso, practic are poziția lui Niki Lauda la Mercedes, dar este foarte important, este foarte apropiat de uh, mateșiți. Care este sufletul Red Bull în Formula 1 uh, și are un cuvânt extraordinar de greu de spus. Și uh, eu am observat asta în general la oamenii mai în vârstă, și mate și are, nu știu, cred că 78, uh -huh. uh, cred că uh, Marco are 79 sau nu vreau să greșesc oricum. Amândoi sunt foarte avansați în vârstă și am observat că pe măsură ce înaintezi în vârstă, am observat la alți oameni, pierzi un pic. Răbdarea, te ai tendința să fii un pic mai brusc, mai, mai, uh, mai radical, așa, și de asta spun că deciziile astea la Red Bull depind, cred eu, mai mult de el decât de Horner. Da. nu e că m-aș pricepe. Fac o paranteză legată de oamenii care ajung aproape de vârsta de 80 de ani. Un interviu cu Anthony Hopkins, cred că a fost în Esquire, în care cineva l-a întrebat uh, care este decada din viața lui în care s-a simțit cel mai bine. Și el a zis, păi cum adică, ești prost? Asta, de acum. Păi cum adică? Păi foarte simplu, acum pot să ies în parc cu pielea goală, în curul gol și lumea zică că sunt excentric, nu că sunt nebun. Știi? Adică gen, nu mai are nimic de dovedit, nu mai are... Așa și cu ăștia. Probabil că nu mai au răbdare la vârsta asta pentru că de ce să mai aibă răbdare, practic, știi? Da. Cam așa și cu ăștia. E, acum Înainte să mai vorbim noi despre Formula 1, așa, la nivelul ăsta de piloți, de marketing, de tot, mai am, fii atent, aș vrea să începem acum o serie de întrebări din public, de la publicul care nu este ăla plecat de Formula 1, ci ăla care a început să miroasă Formula 1 acum după Netflix, știi? Și am o întrebare din public, nu să nu râzi, te rog frumos, este așa, uh, uh, piloții accelerează și frânează la Formula 1 din pedale sau din uh, butoane de pe volan? Deci, te rog frumos, uh, Andrei Crăciun, cu explicațiile pentru novici. Se accelerează din pedale sau din butoane? A, adică chiar pe bune. Ei pe bune, da. A, da. Nu, credeam că e retorică, credeam că o lăsăm așa retorică. Nu, că... nu, 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 nu e retorică. Da, dar vezi că, deși pare absolut clar pentru noi cum se accelerează o mașină în general și o mașină de Formula 1 în cazul nostru, <laughs> dar uite, nu pentru toată lumea, chiar. Asta pe e o întrebare, o întrebare pe, pe bun. bune. Asta e o întrebare pe bune, adică. Exact. Un, un, un nou intrat în lumea Formule 1, a pus întrebarea asta. Așa. Da, se accelerează din pedale. Există <gânt> două pedale. Una mai pe dreapta și una mai pe stânga, una mai cu accelerația și una mai cu frână. Ok. Și atunci la ce folosesc toate butoanele alea de pe volan? A venit a doua întrebare. Acolo se fac foarte, 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 foarte multe reglaje. Uh, unele dintre ele uh, chiar în timpul cursei și uh, stai și te întrebi... Uh, cum reușesc să facă, să regleze, de exemplu, distribuția forței de frânare între punți sau între roți atunci când conduc, nu? Se pregătesc pentru un viraj, se apropie poate pe linia dreaptă de cu 300 la oră și uh, modifică un pic uh, forța de frânare ca să adapteze virajului care urmează. E Fac asta nu tot timpul, nu la fiecare viraj, dar uneori sunt nevoiți să o facă, mai ales în tururile de calificare, dacă vor să obțină... Uh, cel mai bun timp, atunci încearcă să optimizeze cât mai mult posibil fiecare viraj. Și uneori se cer reglaje din volan făcute de către pilot în timp ce conduce de la multitudinea aia de butoane pe care o găsim acolo. E, și asta răspunde uh, și alte întrebări, uh... Care vine pe direcția cât de important este pilotul mașină. Atât de important este pilotul mașină, el nu trebuie să facă doar ce știm noi că se face când te duci într-un cart aici în Tunari, să te dai sau la VMAX, la Romexpo, să te dai cu cartul și ai două pedale și volanul în mână. Nu. La Formula 1 sunt un catralion de alte setări pe care le faci în timpul cursei, în afară de cele pe care le fac inginerii la Pit Lane și în afară de alea pe care le face pilotul la indicația inginerilor. Adică sunt extrem de multe lucruri pe care trebuie să le gestioneze. Apropo de asta, știi faimoasa replică a lui Raikkonen: Leave me alone, I know what to do. <laughs> leave me alone, I know what to do. E, când ești Raikkonen și ai atâta vechime în Formula 1, îți permit să faci asta cu inginerul. Dar când ești, nu știu, Piastri sau Ocon sau Norris, nu cred că ai atâta tupeu să vorbești așa cu inginerii. Cred că ești înclinat totuși să asculți de sfaturile de la boxe și să faci ce zic ei. Sau uite, când ești Carlos sau Charles, cred că pur și simplu încep să rememorezi Plan A, B, C, D, E, F, G sau cât ori mai fi. Nu cred că ne iese planul C. Asta e ultima, de ultima dudă fost, de, la, de la Ferrari. De bună fost, dar... Nu cred că ne iese la, planul C. La, la fiecare cursă există. Aproape, eu ar trebui făcut câte un meme pe fiecare cursă. Da, păi există, există meme după fiecare cursă și fiecare literă definește așa. Plan C is catastrophe, plan E is explosion, plan D is disaster. Adică la Ferrari toate lucrurile poate să aibă o dimensiune Dincolo din asta. de A și B avem numai probleme. Da, da. Exact, exact. Da. Nu mai avem prea mult de spus despre cursă din partea de jos a a clasamentului, mai e un singur lucru, cred, pe care n-ar trebui să-l uităm, legat oarecum de mașina asta pe care o avem pe masă, pentru că, deși s-a tot vorbit de contractul ăsta absolut sigur de pe margine între Porsche și Red Bull, se pare că nu e chiar așa de sigur și rezultă așa din discuțiile de pe marginea Formulei 1 că Mateșiț ar fi pro pentru că în primul rând ar vrea să asigure un viitor normal pentru echipa care este copilul lui, să zic așa. Absolut. Pentru că odată cu ieșirea lui din scenă, probabil partea de management, de decizie din companie se va duce către jumătatea tailandeză care nu are așa mult interes în zona de Formula 1 și probabil că un contract de lungă durată cu Porsche ar putea să... Cântărească mai mult să, în decizia de a continua. Da, și să, na, să creeze un fel de viitor pe termen lung pentru proiectul ăsta de suflet al lui, care este Formula 1. Pe de altă parte, se spune că Horner e de acord cu un astfel de contract, doar că ar vrea să rămână o mai mare parte decizională înspre Red Bull. Adică, practic, Porsche trebuie să joace un pic cum vrea Red Bull, și nu sunt sigur că Porsche vrea să joace cum vrea Red Bull. Da, deci practic Horner e înclinat să facă parteneriatul ăsta, dar nu în orice condiții. Așa mi se pare mie încercând să citesc printre rânduri. Nu a declarat nimeni uh, ceva negativ vis de chestia asta, dar dacă încerci să vezi, pare că Horner are niște obiecții pe care nu neapărat vrea să le facă publice pentru că e o discuție... În spatele ușilor închise, ca de obicei. Da, și pe bani mulți și cu nume grele și să fim serioși care sunt cei doi jucători, Red Bull oricum uh, e, are campionatul anul trecut și anul ăsta l are și la echipe, nu cred că există vreun dubiu. Uh, deja joacă de pe altă, altă poziție, poziție, nu? Porsche nu mai intră cu o echipă care era un challenger în Formula 1, este o echipă care este dominantă în Formula 1 în momentul ăsta și mi se pare logic ca ei să aibă un pic pretenții mai mari și Porsche să trebuiască să le îndeplinească, să vedem acum dacă așa zisa certitudine, până la urmă ajunge să fie certitudine. Rămâne de văzut. Rămâne de văzut. Și rămâne de văzut ce se va întâmpla și la etapa următoare, pentru că weekendul viitor avem Monza, în Italia, da. unde nu știu templul vitezei, acasă la uh... Ferrari? La Ferrari. E acasă la Ferrari, dar nu e oare un circuit care uh, se potrivește mai bine pe Red Bull decât pe Ferrari în momentul ăsta? Nu suntem atât de specialiști să răspundem la întrebarea asta. Se poate spune că până acum Red Bull a avut uh, uh, a dominat pe circuitele de viteză mai mare. Și uh, Ferrari a fost un pic mai bun pe circuitele pe partea mai virajată a circuitelor oricum. Uh, deci teoretic așa din avion de la babe fix din avion de la babe de la București da. Îmi pare că este un circuit care se potrivească mai bine pe Red Bull, dar ce să zicem acum, nu ne ar deranja să facă Ferrari 1 2 pentru că l-aș vedea și eu pe Andrei mai fericit în discuția următoare. Prin urmare, mulțumim că sunteți aici atât de mulți și, desigur, așteptăm în comentarii toate întrebările voastre, indiferent din ce categorie sunt, chiar dacă sunt din alea de specialiști sau dacă sunt din alea de genul cum se accelerează o mașină de Formula 1, dacă din pedale sau din butoane. E, măcar la astea suntem siguri că putem să răspundem. La alea mai complicate, nu. Mai. La alea mai complicate, sunăm și noi un prieten și venim cu răspunsul la voi. Oricum, noi revenim aici pe playlistul că știm noi mai bine despre Formula 1. <laughs> revenim pentru că ne distrăm. Voi, ca de obicei, știți ce aveți de făcut. Like, subscribe și coment.